Au fost reluate lucrările de asfaltare pe strada Macilor din Giroc, pe segmentul cuprins între strada Ghioceilor și strada Lămâiței. Această etapă reprezintă un pas important în îmbunătățirea infrastructurii locale și în asigurarea unei circulații fluide și sigure pentru locuitorii comunei. Odată cu finalizarea acestor lucrări, va exista o conexiune directă între calea Timișorii și strada Daliei. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere pe parcursul acestor lucrări și vă asigurăm că facem tot posibilul pentru a minimiza orice disconfort. Ne asigurăm că vă ținem la curent cu progresele și să finalizăm lucrurile cât mai rapid și eficient posibil, transmit reprezentanții primăriei Giroc.